Dragi telespectatori, bine v-am găsit la o nouă ediție a emisiunii Cuvânt pentru Suflet. În fiecare an, pe data de 25 martie, ne bucurăm de praznicul Bunei Vestiri. Vă invităm să vorbim despre acest praznic și despre preacinstirea Maicii Domnului în biserica noastră cu părintele profesor Ștefan Buchiu, profesor la Facultatea de Teologie Ortodoxă Iustinian Patriarhul din București. Părinte profesor, bine ați venit la Cuvânt pentru Suflet și vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Bine v-am regăsit, vă mulțumesc de invitație și pentru ocazia care mi-o dat să mă reîntâlnesc și cu telespectatorii televiziunii Trinitas. Vă mulțumim tare mult. Părinte profesor, iată, avem o temă frumoasă. Vorbim despre praznicul Bunei Vestiri, un moment de mare bucurie din, iată, postul mare și sfânt al Învierii Domnului. Părinte profesor, o vedem, iată, pe Maica Domnului primind această veste minunată de la Arhanghelul Gavril. De aceea, înainte de a vorbi despre înțelesurile duhovnicești ale acestui praznic, v-aș ruga să ne spuneți ce s-a întâmplat în această zi, mai exact. S-a întâmplat un lucru uimitor, un lucru minunat, un lucru dumnezeiesc, dar în același timp și omenesc. S-a întâmplat ceea ce Dumnezeu a pregătit și Dumnezeu a așteptat. A pregătit prin pronia lui neamul omenesc ca fiul său să se întrupeze pentru ca să restaureze pe vechiul Adam. De aceea Mântuitorul este și numit noul Adam. Dar pentru aceasta avea nevoie și de un răspuns în libertatea al omului, pentru că el ne-a făcut și ne-a înzestrat cu libertatea, care este un dar de mare preț. Cum Dumnezeu e liber și omul este făcut liber. Și atunci, deși în urma căderii în păcat, urmașii lui Adam aveau o libertate, am zice, autolimitată prin păcatele lor și așa mai departe, e bine, toată pregătirea care s-a făcut de la Avraam și poporul care s-a tras din el, poporul ales, a fost ca să se pregătească un răspuns al unei Fecioare Sfinte care să spună: Doamne, iată roaba Ta, fie mie după cuvântul Tău. Începem cu asta pentru că e prima dată în istoria omenirii și în istoria mântuirii când se realizează un acord de plin, de săvârșit, între ceea ce dorește Dumnezeu și ceea ce urmărește și omul, de fapt. Până atunci au existat niște răspunsuri parțiale, am spune, și drepții din Vechiul Testament și profeții din Vechiul Testament făcuseră ascultare de Dumnezeu, dar nu de așa manieră încât acea ascultare să facă să coboare pe Fiul lui Dumnezeu. Ceea ce a reușit Sfânta Fecioară Maria este unic, pentru că la momentul sau la plinirea timpului, cum spune Sfântul Apostol Pavel, bunăvoința Tatălui s-a lucrat prin Fiul cu participarea Duhului Sfânt. Și atunci este un moment extraordinar când Dumnezeu coboară pe pământ, coboară pentru ca să-l înalțe pe om, coboară să-l sfințească pe om, coboară smerindu-se ca noi să ne înălțăm, dar și să ne arate că smerenia este calea cea mai bună. Părinte profesor, cum a primit Maica Domnului această veste? Maica Domnului a primit-o în smerenia pe care o avea, cu bucurie și sigur cu uimire. O uimire pe care anterior noi putem să înțelegem că a avut-o însuși Sfântul Arhanghel Gavril când a primit vestea pe care trebuia să o aducă pe pământ, pentru că taina întrupării sau înomenirii Fiului Dumnezeu era necunoscută și de îngeri. Doar prin sfatul Sfintei Treimi se hotărâse din veșnicie că dacă Adam va cădea și nu va ajunge la sfințenia pe care Dumnezeu voia să o împărtășească, nu va ajunge să se facă el capabil de viața eternă cu Dumnezeu, pornind de la viața pământească, pornind de la raiul acela incipient, ca să zic așa, să ajungă în adevăratul rai, adică al comuniunii cu Preasfânta Treime. Din acest motiv trebuia ca să fie un răspuns într-adevăr în deplină libertate. Și a fost uimită Sfânta Fecioară Maria, dar pe de altă parte era pregătită să facă întru totul ascultare de Dumnezeu și a înțeles că vestea este adusă din cer de Sfântul Arhanghel, sigur că a pus și întrebarea: cum va fi aceasta de vreme ce eu nu știu de bărbat? Era logodită cu dreptul și bătrânul Iosif, păzitorul fecioriei ei, dar rămăsese fecioară, era fecioară și va rămâne și în această taină fecioară. Această pururea feciorie, care este al doilea atribut al Maicii Domnului după calitatea de mamă sau născătoare de Dumnezeu,
arată, pe de o parte, că inițiativa îi aparține lui Dumnezeu. Nu s-a întrupat într-unul dintre copiii născuți în lume. Pentru că a vrut, așa cum Adam a ieșit din mâna lui, prin puterea lui, așa în chip minunat, el să ia firea omenească, trup și suflet, dar dintr-un vas curat, neprihănit, și să lucreze o a doua creație a lumii, așa numesc Sfinții Părinți, întruparea lui Hristos. A venit să recreeze pe om și prin om, sigur, și să antreneze și cosmosul, mișcarea către Dumnezeu. Cum spune Sfântul Maxim Mărturisitorul, și omul, sufletul omului și cosmosul au vocație de a deveni biserici. Biserică în sens de loc al prezenței lui Dumnezeu. Și s-a făcut ea însăși loc al prezenței lui Dumnezeu, de aceea este și numită chip al bisericii sau icoană sau prefigurare a bisericii, Sfânta Fecioară Maria. Părinte profesor, știm că Maica Domnului a avut și o perioadă de pregătire. Știm că, iată, a venit tot în chip minunat în lume prin lucrarea lui Dumnezeu și, iată, aceasta s-a pregătit. Știm că acolo la templu era o școală unde erau pregătite tinerele fecioare tocmai pentru a avea grijă de templu și Maica Domnului cu pregătire a fost acolo, s-a format. Deci știm că aceasta s-a pregătit, iubea pe Dumnezeu, iubea să citească legea cea veche. Iată noi astăzi, cei care în chip minunat suntem părtași, îl primim și noi pe Hristos din Sfântul Potir și care poate nu ne pregătim cum s-a pregătit Maica Domnului. Iată, Maica Domnului s-a pregătit mult până să primească această veste minunată. Cum ar trebui și noi să ne pregătim de această întâlnire cu Hristos? Niciodată nu ne pregătim prea mult sau niciodată nu ne pregătim de săvârșit din cauza slăbiciunilor noastre. Sigur, uneori considerăm că și vremea, timpurile de astăzi sunt poate nefavorabile pentru dezvoltarea vieții religioase, a vieții de ascultare în Dumnezeu. Se pot găsi scuze, dar nu au niciun temei, pentru că, mai ales în vremurile grele, oamenii își arată bărbăția lor de a depăși cu ajutorul lui Dumnezeu aceste lucruri care par a fi opuse. Sfânta Fecioară Maria, spun Sfinții Părinți, că a depășit ea însăși într-un fel, prin ascultarea ei, prin închinarea ei totală lui Dumnezeu, a depășit aceste urmări ale răutății oamenilor în sine, nelăsând răul să crească. Deci, pentru noi ar fi, și voi și exemplifica în viața Maicii Domnului, pentru noi trebuie, când ne întâlnim cu Dumnezeu, când ne întâlnim cu El, nu doar să așteptăm să ne ofere El ce ne oferă harul Lui, iar în chip culminant prin Sfânta Împărtășanie, însuși trupul și sângele Lui, și noi să-i oferim ceva. De aceea, în post se pune accentul pe cămara sufletului, care trebuie împodobită pentru a veni Hristos și noi să-i oferim. Părintele profesor Dumitru Stăniloae atrage atenția într-una din lucrările sale că noi suntem obișnuiți, în general, să vedem ceea ce a oferit Fiul lui Dumnezeu întrupându-se, ce a oferit Sfintei Fecioare Maria. Nu numai toată iubirea sa dumnezeiască, dar a oferit harul care a început să lucreze în Sfânta Fecioară Maria odată ce lucra și în firea umană, adică în ceea ce luase trup și suflet Mântuitorul, dar sigur că lucra și în Sfânta Fecioară, care era ipostasul uman cel mai apropiat de el și lucra începutul îndumnezeirii, al desăvârșirii ei. Și atunci zice Părintele Stăniloae, și Sfânta Fecioară i-a oferit, i-a oferit viața ei, ascultarea ei și toată virtutea ei. Aș dori aici să citesc din Sfântul Nicolae Cabasila, care spune că Sfânta Fecioară Maria, prin curăția și virtuțile ei, l-a atras pe Fiul lui Dumnezeu. L-a chemat prin aceasta, știți, prin sfințenia vieții ei, atât cât avea până să se coboare el, că ați vorbit de templu, ea a fost închinată de mic copil și aici trebuie să ne amintim că Sfinții Ioachim și Ana au știut să întoarcă darul lui Dumnezeu. L-au primit la bătrânețe când, în mod natural, nu mai puteau să aibă un copil, dar prin ajutorul lui Dumnezeu au conceput-o pe Sfânta Fecioară Maria, dar apoi n-au reținut-o pentru ei, deși erau în vârstă. La 3 ani au închinat-o la templu și apoi a stat până la 15 ani în templu. Deci, ca să vedem, acel dar al Sfinților Ioachim și Ana a fost continuat de ea. Ea s-a dăruit pe sine, că a fost dăruită de părinți, cum dăruim noi copiii noștri lui Dumnezeu, prin educație religioasă, prin participarea la slujbe și așa mai departe, trebuie și ei la un moment dat să participe.
Știți? Copiii noștri și nepoții noștri să participe și ei toți pe care îi învățăm. Că așa a făcut Sfânta Fecioară Maria, Sfântul Nicolae ca Basila. Care au fost acestea care l-au atras pe Fiul lui Dumnezeu? Și aici e o descriere extraordinară a Sfintei Fecioare Maria, a profilului ei moral, spiritual. O viață atot nepătată, o viețuire atot curată, tăgăduirea oricărei răutăți, exercițiul oricărei virtuți, un suflet mai curat decât lumina, un trup duhovnicesc întru toate, mai strălucitor decât soarele, mai curat decât cerul, mai sfânt decât tronurile heruvimilor. O aripă a minții, neînvinsă de nicio înălțime, întrecând până și aripa îngerilor, o dragoste de Dumnezeu care a mistuit în ea însăși toată partea poftitoare a sufletului, o posedare de către Dumnezeu, o însoțire cu Dumnezeu mai presus de orice gând creat, exersându-și într-o astfel de frumusețe și trupul și sufletul, a întors spre ea ochiul lui Dumnezeu, prin frumusețea ei, a arătat prin ea însăși frumoasa natură comună a oamenilor. L-a atras pe cel nepătimitor, iar cel care, din pricina păcatului, se scârbise de oameni, s-a făcut om din pricina Fecioarei, a Sfintei Fecioare Maria. Iată deci, ați vorbit de modul în care și noi trebuie să-i urmăm ei, că este modelul nostru în ceea ce se cheamă mântuirea sau îndreptarea noastră, mântuirea subiectivă. Când venim la biserică să avem această atitudine, în primul rând de aici și de aici să se extindă în toată viața noastră, să-i oferim ceva lui Dumnezeu, să-i oferim gândurile noastre curate, simțămintele, iubirea, iertarea. Pentru că Fiul lui Dumnezeu când se coboară, nu manifestă doar iubirea care a manifestat-o când l-a creat pe primul Adam. Atunci a fost iubirea lui Dumnezeu. Acum iubirea lui Dumnezeu are și altceva în plus, are iertarea. Pentru că oamenii acum aveau nevoie să fie iertați, cum și noi avem nevoie să fim iertați. Ne-a salvat Iisus, ne-a scăpat, ne-a izbăvit de păcatul strămoșesc. Au rămas păcatele personale pe care le facem din responsabilitatea noastră greșit înțeleasă. Și atunci pentru acest iertare, noi să venim la biserică cu credința aceasta că El ne dă iubirea Lui și ne dă iertarea Lui, dar asta ne angajează să-i dăruim și noi. Începând cu ascultarea, cu voința, cu mintea noastră să-i o dăruim, adică să gândim frumos și în nicio împrejurare să nu judecăm pe nimeni. Toate acestea ne configurează pe noi și, într-adevăr, suntem și noi fii duhovnicești ai Maicii Domnului, cum suntem și fii ai Bisericii. Părinte profesor, cu adevărat că, așa cum a spus mai devreme, Maica Domnului este un model. Dacă ne gândim la mântuirea noastră, vedem în Maica Domnului cu adevărat un model desăvârșit de smerenie, de ascultare. Și pentru că poate sunt telespectatori care ne urmăresc și poate n-au înțeles bine sau poate n-au avut timp să cerceteze. Părinte profesor, sunt oameni care spun că Maica Domnului nu prea ar fi avut de ales la această bună vestire. Și atunci când a venit Arhanghelul Gavril, i-ar fi spus că iată vei avea împântece. În ce fel și-a exprimat Maica Domnului acest acord, această ascultare și mai apoi, din momentul în care l-a primit pe Mântuitorul Hristos, în ce fel vedem noi această ascultare a Maicii Domnului? Aducându-ne aminte că în vremea în care a trăit Maica Domnului, o femeie care rămânea însărcinată și nu avea bărbat, era ucisă cu pietre. Da. Tot Sfântul Nicolae ca Basilea, dar n-am să vă mai citesc decât am să vă redau ideile, că sunt foarte importante și semnificative, spune în acest cuvânt, care este cuvânt ținut, predică ținută la Buna Vestire a Maicii Domnului, că, spre deosebire de vechiul Adam, care chiar n-a fost întrebat când Bunul Dumnezeu i-a făcut pe Eva, i-a luat o coastă, nu l-a întrebat, i-a dat un somn, și i-a făcut ceea ce trebuia să aibă el, completarea ființei lui, pentru că Dumnezeu așa ne-a gândit, ne-a gândit sub forma familiei, mai ales că noi, într-un fel, ne-a dăruit Dumnezeu, fiind mai mici decât îngerii, dar ceva care nu au sfinții îngeri. Noi facem în familia, care are și ea o paradigmă trinitară, nu? În Sfânta Treime, noi, ca tată, ca mamă și copil, înțelegeți? Noi știm ceea ce înseamnă părințimea, ce înseamnă filiația, le experimentăm chiar aici, de pe pământ, și dacă le înțelegem duhovnicește, anticipăm și înțelegem și credem în relația fiului cu tatăl și a tatălui cu fiul care îl iubește din veci. Deci, spune Nicolae ca Basilea, nu l-a întrebat pe Adam, ci i-a făcut Eva că știa că i-o face spre bine. Totuși, îngerul
Nu îi spune în mod miraculos, ai zămizlit pe fiul și el va veni, trebuie să iei act. Nu, a spus, iată, ai aflat har la Dumnezeu și de vreme ce o întreabă, tocmai aici e exercițiul libertății, cum să fie mie aceasta că nu sunt căsătorită? Puterea celui preanalt te va umbri, Duhul Sfânt va coborî peste tine, îi spune ceva din taină, sigur. Nici îngerul nu înțelegea până la capă profunzimea acestei taine ca Dumnezeu să se poată face om rămânând Dumnezeu. Deci ascultarea ei a fost pusă la încercare. I-a dat răspuns acest fiat pe care Sfinții Părinți, adică să fie, știți cu ce îl asociază? Cu acel fie al lui Dumnezeu din zilele creației. Și a zis Dumnezeu să fie lumină, să fie pământul, să fie apa, să fie toate, tăria de sub cer. Acel fie, vedeți, îl dă și omului, cui celei mai alese dintre ființele umane, Sfânta Fecioară Maria. Deci, de aici învățăm că și noi trebuie să spunem un fie. Fie, Doamne, voia Ta. Nu spunem noi în Tatăl nostru, de fiecare dată. Nu spunem, dacă Tu vrei așa, Doamne, noi n-avem ce face. Nu, dimpotrivă. Noi ne rugăm, facă-se voia Ta, dorim să se facă, dar se face și cu acordul nostru. Că aici a venit Hristos să restaureze omul în întregimea lui, mintea lui, voința lui, rațiunea să o lumineze. Rațiunea se poate întuneca ușor și nu trebuie să dăm exemple din secolul 20 sau și începutul secolului 21 de abateri de la dreapta judecată a rațiunii umane. Și atunci, ființa umană este restaurată și noi chiar nu mai avem acum scuze dacă greșim. Și Maica Domnului este pururea cu noi. Când e Mântuitorul în biserică, este nevăzut și Maica Domnului, pentru că toți Sfinții sunt în jurul lui Hristos, spiritual, prin Duhul Sfânt. Ceea ce ne-am stăruit noi acum, ne-am stăruit asupra darurilor pe care ei le-a dat Duhul Sfânt și le-a dat pe măsura deschiderii virtuților. Cu cât de dai voință, primești puterea lui Dumnezeu mai multă și atunci ceea ce ai tu ca potență în tine, toate virtuțile, bunătățile și așa mai departe, se plasticizează, se concretizează și iau o existență. Dar ca urmare a dialogului cu Dumnezeu. Noi venim în biserică aici să dialogăm cu Hristos. Noi răspundem lui Hristos. Fiecare rugăciune, dacă nu are acel amin pe care îl zic credincioșii, nu e terminat, nu e încheiată, nu își atinge scopul. Vedeți? Îl dăm în libertate, amin, adică așa să fie, Doamne. Da, Doamne, așa să fie. Ce s-a rugat preotul pentru noi toți, așa să fie, așa să faci. Deci iată unde trimite acel fie al Maicii Domnului. Părinte profesor, iată, Maica Domnului este prea cinstită în biserica noastră și, așa cum foarte frumos a spus mai devreme, s-a lăsat în mâna lui Dumnezeu și prin aceste frumoase cuvinte, fie mie, așa să fie, după cuvântul tău, iată, s-a întâmplat această lucrare minunată a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Ei bine, această taină de care vorbeați mai devreme și descoperită într-o mică parte de către Arhanghelul Gavril, cum foarte frumos a spus mai devreme, a fost neînțeleasă de bătrânul Iosif, care inițial a vrut să o lase nascuns, să o părăsească. Da, deși și el era credincios, că de aceea l-a ales Dumnezeu, deși și el cunoștea legea veche, dar să nu ne mirăm că la un moment dat ne dăm seama că nici Sfinții Apostoli înșiși nu înțeleseseră profunzimea legii vechi, dată de Dumnezeu prin Moise, profunzimea teologiei psalmilor, de exemplu. Să ne amintim cum i-a mustrat pe Luca și cu Cleopa după înviere. Înțelegeți? După ce anterior îi mustraseră și pe farisei care spuneau că ei cunosc legea, vă rătăciți neștiind scripturile. Înțelegeți? Deci n-au înțeles până la capăt sensul duhovnicesc al profețiilor mesianice și profețiilor despre Maica Domnului, mariologice sau teotocologice, cum le numim noi în teologie. Aceste profeții erau de o profunzime, pentru că taina lui Dumnezeu relevă, atenție, și taina omului. Și omul are o taina lui profundă, pentru că are chipul lui Dumnezeu în el. Acel chip îl relaționează cu Dumnezeu, nu? Dar chipul acela era întunecat după Adam. Îl restaurează Hristos, îl dă și mai ales în Sfinții el ajunge ușor la asemănare cu Dumnezeu și noi toți trebuie să ajungă la asemănare cu Dumnezeu. Părinte profesor, Maica Domnului, așa cum spuneam, este prea cinstită în biserica noastră și totuși sunt oameni, sunt culte neoprotestante, protestante, care nu o cinstesc pe Maica Domnului. Da, vedeți, n-au înțeles până la capăt taina înomenirii lui Dumnezeu. Și au văzut, cei care i-a spomenit dumneavoastră și cei din care ei provin, doar acțiunea lui Dumnezeu.
nu au luat în considerare răspunsul omului. Și mai departe, n-au văzut comuniunea la care este chemat omul, mai ales când se sfințește. Sfânta Fecioară Maria a intrat într-o comuniune nu numai cu Fiul Său, nu numai cu Duhul Sfânt care s-a coborât asupra ei și a sfințit viața Dumnezeindu-o, ci cu întreaga Sfântă Treime. Noi înșine, prin biserică, intrăm cu întreaga Sfântă Treime. Dar dacă noi nu ne dăm seama de importanța cinstirii sfinților, începând cu Maica Domnului, înseamnă că ne putem îndoi într-o bună zi că Hristos a reușit să mântuiască pe om. Unde vedem mântuirea? Unde se întrupează? Hristos trebuie să se întrupeze în noi. Sfântul Maxim zice, vrea Dumnezeu ca să se lucreze în toți taina născătoare de Dumnezeu. Cum să se lucreze? Că doar Hristos a născut o singură dată. Da, vrea să se nască și noi spiritual și se naște la botezul nostru și în clipa aceea Hristos se lăjurește în noi și noi devenim asemănători Maicii Domnului, din punct de vedere spiritual, că și noi avem pe Hristos, suntem Hristofori. Ea a fost și pneumatoforă, că a purtat pe Duhul Sfânt și noi la mirungere primim harul Duhului Sfânt, darurile Lui și noi devenim pneumatofori. Sigur, nu de intensitatea în care a avut Maica Domnului aceste daruri extraordinare, dar dacă nu iei seama că Hristos chiar a schimbat viața oamenilor, înseamnă că păcatul a rămas în aceeași putere și că doar în ceruri poate vom fi atunci mântuiți, restaurați, nu aici pe pământ. Nu, ei ignoră partea aceasta atât de importantă la care țineau enorm de mult, nu numai Sfinții Apostoli, ci creștinii din primele secole. Pentru că de atunci este Maica Domnului venerată, de atunci ea dădea mărturie despre Hristos. Dacă îi venerăm pe apostoli că au dat mărturie și ne-au transmis botezul și toate tainele, chiar Sfinții Apostoli au aflat unele lucruri de la Maica Domnului. De unde? Că e ușor de înțeles că nu l-ar fi întrebat pe Mântuitorul Hristos cum te-ai născut tu în iezlea Betleemului, nu? Pentru că aceste lucruri tainice care le știa Maica Domnului și venirea Arhanghelului și după aceea venirea Îngerilor, nu? Slavă întru cei de Sfânt Dumnezeu și așa mai departe, Maica Domnului le împărtășea lor, îi făcea bucurie și după aceea când a rămas ea în prima comunitate, după ce au plecat apostolii în cele patru zări cu Sfântul Iacob, nu? Primul episcop al Ierusalimului, toți creștinii să ne imaginăm cum mergeau să-i ceară și binecuvântare și rugăciune și să-i spună cum este Fiul ei dumnezeiesc, Fiul al lui Dumnezeu și Fiul al omului. Deci nu putem să-L cinstim pe Dumnezeu fără să o cinstim și pe Maica Sa. Sigur că da, pentru că atunci ne îndoim de realitatea că Hristos sfințește și mântuiește pe cineva. Înțelegeți? De ce pentru noi, pentru ortodoxi, icoana este extraordinar de necesară. Dacă nu avem icoană, nu putem nici să facem slujbă în biserică, dar avem și afaz. Noi vrem să dialogăm, noi știm că Hristos ne dă darul acesta și face din noi oameni care suntem nevrenici, dacă îi dăm răspunsul, îl ascultăm, până la urmă ajungem și noi la starea de sfințenie. Pentru că filozofia antică și filozofia modernă are trei valori foarte importante, adevăr, bine, frumos. Le are și credința creștină, dar mai are ceva în plus. Ceva care le coagulează pe acestea și le arată sfințenia. Că adevărul fără sfințenie poate fi ușor transformat și în minciună. A se vedea în istorie. Nu? Binele poate fi și el pervertit și frumosul. Dar dacă le relaționezi cu sfințenia, cum s-au întâmplat în toți sfinții și mai ales în Maica Domnului, atunci au valoare. Atunci ele vin din participarea noastră la atributele lui Dumnezeu, care e binele, frumosul, adevărul. Hristos asta a arătat. Dar nu doar s-a arătat, că era puțin. Ne-a dat putere să participăm la el. Ne-a dat putere să cunoaștem adevărul, să săvârșim binele, nu? Și să înțelegem adevărata frumusețe care vine din Dumnezeu, dar se arată în oameni. Frumusețea naturii umane, ați văzut cum zicea Nicolae Cabasila aici, s-a arătat în Sfânta Fecioară Maria și în toți oamenii. Deci binele învinge până la urmă și de aceea noi dacă vrem să ne bucurăm în cer, nu doar de Dumnezeu, ci de toți sfinții și de sfinții în înger, cum să nu fim aici pe pământ, de aici în comuniune cu ei? Ei fac parte din viața noastră zilnică, nu? Cum ne rugăm lui Hristos, așa ne amintim de ei și ne bucurăm și ei se roagă pentru noi. Atenție, vă dau și un singur exemplu. Unele din formațiunile care le-ați amintit dumneavoastră susțin că după moarte trupul, sigur, se unește cu pământul, cum credem și noi, dar spun că sufletul intră într-un somn. Deci dacă sufletul doarme, ceea ce este neadevărat, pentru că este nebiblic,
bogatul nemilosiv și săracul Lazar. Le-au adormit sufletele după moarte, din potrivă. Cel care se chinuia, bogatul striga la Avram, trimite-l pe Lazar, să-mi usuce limba și buzele. Înțelegeți? Deci nu e vorba de niciun somn. Dar dacă mintea lor, ei chiar crede așa ceva, atunci cum să iei în considerare relația noastră cu Sfinții? Nu? Pentru ei toți dorm acolo când au plecat la ceruri. Unde e realitatea? Și mai ales Maica Domnului, care atât de sfânt a fost, încât și trupul i s-a ridicat la cer. El a ridicat fiul ei, nu numai sufletul, cum merg sufletele noastre. Să-i ridice fiul, cum e în icoana adormirii, acolo când vine el și ia pruncul acela care simbolizează, sufletul arată că atât de mult își sfințise trupul ei, că era capabil să intre în împărăția lui Dumnezeu. Înțelegeți? Asta este destinația sfințeniei. Asta e măreția omului care decurge din măreția lui Dumnezeu. Și noi, de fiecare dată, de câte ori, parcă nu avem îndrăzneala de a ne ruga direct Mântuitorului Hristos, alergăm la Maica Domnului și vedem că, cel puțin țara noastră, dar și lumea întreagă, este plină de biserici închinate Maicii Domnului, pentru că noi suntem, iată, sub acoperământul Maicii Domnului, o cinstim și o vedem ca pe o Maica noastră purtătoare de grijă. Părinte profesor, am putea vorbi mult despre Maica Domnului, însă, din păcate, am ajuns la finalul ediției de astăzi a emisiunii noastre, însă n-aș vrea să încheiem ediția de astăzi fără să vă rog să ne adresați un cuvânt, un sfat, acum la final de emisiune, pentru această perioadă și aceste vremuri prin care trecem și, cu siguranță, vremuri în care, poate mai mult ca oricând, avem nevoie de ajutorul Maicii Domnului și de al tuturor sfinților până la urmă. E vorba de nădejdea noastră. Ne punem nădejdea în unicul mijlocitor care este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, dar avem nădejde după Dumnezeu, nu? Când se spune imnografia noastră către Maica sa, care l-a iubit atât de mult, dar nu cu orice fel de iubire, o iubire de mamă întru tot sfântă, întru tot dăruită, a fost și unicul ei fiu. Înțelege? Și cu puterea dată de Duhul Sfânt să-L iubească atât de mult încât să fie legată de El și spiritual, nu doar prin faptul că i-a dat trup. Deci, dacă l-a iubit atât, iubindu-L pe Hristos, ne iubește și pe noi. De ce? Îl vede pe Hristos în noi. Nu este Hristos ascuns în noi de la botez? Ea chiar îl vede prin puterea Duhului Sfânt pe Hristos care se lăjuiește în noi, care se luptă ca să ne îmbunătățească viața. Și atunci ea ne iubește pe toți ca alți fii ai săi. Așa cum se spune că Dumnezeu Tatăl, care îl iubește pe Fiul și după ce se face om, ne iubește pe noi ca fii ai săi, ne înfiază. E bine, și Maica Domnului, în sens duhovnicesc, ne înfiază. Ea este mai ales mama orfanilor, a copiilor care n-au mame. Este a bătrânilor, a celor care nu au ajutor, înțelegeți, și a tuturor în biserică. Este această iubire care curge din Hristos în ea și din ea în noi, zice Sfântul Grigore Palaman, am avut timp să citim. Ea este al doilea vas în care curge Harul lui Hristos. Și aș răspunde sau aș încheia cu o întrebare posibilă. De ce trebuie să ni se dea nouă Har prin Maica Domnului și prin Sfinți? De ce? Pentru că Hristos vrea să ne aducă la măsura sfințeniei lor. Ei sunt măsura, cum să spun eu, Hristos propriu-zis, ne atrage pe toți și ne unim cu El, dar ca să avem curaj, să nu ne deznădăjnuim, să spunem cum să ne apropiem noi de Dumnezeu, suntem plini de păcate. Atunci facem ca cei din Cana Galilei. Ei i-au spus, nu mai au vin mirii. Vedeți? Nu s-au dus la Iisus. Și ea a intervenit. Ei, dacă a intervenit acolo, fiți convinși că intervine totdeauna din dragoste de Hristos și din dragoste de oameni pentru noi, pentru toate necazurile noastre, problemele noastre, visele noastre. Ea vine și se roagă pentru noi. Să ne ajute Bunul Dumnezeu și să ne dea puterea și tăria de a alerga și noi cu timp și fără timp către Maica Domnului, către Mântuitorul nostru Iisus Hristos și către toți Sfinții pentru a le cere ajutorul în fiecare clipă a vieții noastre. Părinte profesor, vă mulțumim pentru frumoasele cuvinte adresate în timpul acestei emisiuni și vă așteptăm și într-o ediție viitoare și vă suntem recunoscători pentru faptul că ați acceptat invitația noastră. Vă mulțumesc și eu și să ne dea Maica Domnului har tuturor să ne bucurăm de ziua ei. Mulțumim tare mult! Dragi telespectatori, și dumneavoastră vă mulțumim pentru atenția acordată și așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră la adresa afișată pe ecran. Până data viitoare vă invităm să rămâneți alături de programele televiziunii Trinitas a Patriarhiei Române. Pe curând!